Bună, bună, dar unde e? Este? Работаем, коллеги. Sper că sunteți bine. Vreau să fac un anunț. Radio 1 îmbucurător pentru toată lumea. După lungi dispute, dezbateri, negocieri, căutări de soluții, în sfârșit putem anunța că licitația pe creangă de reparația întregii străzi, a rețelelor subterane, a trotuarelor, amenajării acestei zone a fost lansată. Acesta este proiectul care urmează să fie realizat, un proiect actualizat, de fapt. Este proiectul tehnic, nu vă arăt astăzi imagini grafice, de la rond în sus și până la Piața Unirii. Ambele ronduri vor fi reparate și restaurate. Nu tăiem copaci pe această porțiune. O să examinăm suplimentar soluții legate de parcări. Ce s-a întâmplat de fapt pe creangă? În primul rând a fost un proiect vechi, în baza căruia s-au început lucrările în anul 2018. Proiect care trebuia să fie actualizat. Proiect de la care tot s-a deviat. În septembrie 2018 a fost luată decizia, ceea ce a crescut costurile pe proiectele de execuție și devierile care nu își aveau rostul, cu 60-80%. În mod normal, administrația precedentă care era responsabilă de acest lucru trebuie să poarte răspundere penală pentru aceste dereglări și devieri substanțiale. Pentru că din acele costuri de 26 de milioane de lei care au fost puse în aplicare financiar pentru intervențiile pe creangă, multe dintre ele la acea etapă nu puteau fi realizate. Un subiect foarte important care nu a fost luat în calcul și ce mă refer aici la aspectele cu caracter penal pentru fosta conducerea direcției transport, pentru toți cei care au avizat, care au fost informați și nu au făcut nimic, nu au bătut din deget, deci au fost informați de apă canal că lucrările urmau să includă și schimbarea rețelelor de apeduct și canalizare. Pentru că în proporție de peste 90% aceste rețele sunt de mult depășite de timp și se află într-o stare deplorabilă. Cu regret, nicio reacție n-a fost din partea fostei conduceri. Eu nu vreau să dau nume, dumneavoastră știți foarte bine cine era în funcție, dar eu cred că procuratura trebuie să se sesizeze în această privință și administrația, persoanele care urmau să ia astfel decizii, să fie trase la răspundere. 2. Noi ne-am luat foarte mult timp aceste negocieri cu compania care din mijlocit a făcut aceste lucrări. Pentru că, de fapt, urma să reziliem contractul. Ținând cont că s-au solicitat sume de peste mult cele planificate în buget. Eu nu știu care este, de fapt, și dacă poartă compania vreo vină, pentru că a făcut ceea ce i s-a indicat de nemijlocit de către administrație.
dar a fost un proces destul de lung, repet, iată, toată echipa de juriști împreună cu Ilie Cioban, mai mult de jumătate de an am tot căutat soluții în această privință. Ca să fie foarte clar, pentru că lumea ne întreba de ce nu sunt lansate procedurile, necesită să fie într-un cadru juridic bine determinat, ori până nu am fi reziliat contractul, nu exista posibilitatea să lansăm o licitație nouă. Repet, bani pentru reabilitarea infrastructurii străzii Creangă au fost planificate în bugetul pentru anul 2020. În acest sens, ceea ce este important să menționăm, proiectul în sine va fi pentru o perioadă estimativă de 18 luni executat, pentru că trebuie să schimbăm toate rețelele pe care se intervenim pe trotuare și deja faza finală cu stratul de asfalt pe care o să din ceea ce discutăm cu Direcția Transport, înțeleg că aceste lucrări totuși ar putea să fie făcute într-un timp mult mai restrâns, cel puțin cu 6 luni mai devreme în această perioadă. Costurile lucrărilor care urmează să fie efectuate se ridică la 50 de milioane de lei. Noi, pe această cale, vrem să existe maximă transparență și participarea unor agenți economici pe bună credință. Anunțăm că licitația este făcută public, începând cu ziua de ieri seara, și așteptăm într-adevăr companii bune să participe și să învingă cel care poate face lucrările calitativ și bine. Dar în acest an câți bani au fost alocați pentru aceste lucrări? 44 de milioane de lei. Dar nu cred că vom cheltui întreaga sumă, pentru că nu reușim să facem volumul cel de lucrări, urmează deja să stabilim pentru anul viitor. Spuneți că o să interveniți și pe pe trotuare, din cât știu, o parte din ele au fost deja reparate. O parte din ele până la strada Coca, până la Belinski, deci sunt reparate, dar cel mai grav este că totuși în condițiile în care vom interveni pe rețele de apetit și canalizare, ele sunt centrale, dar sunt și debranșamente care duc către pe mai multe porțiuni va trebui să ridicăm pentru a schimba rețelele care duc spre casele de locuit ale oamenilor sau spre oficii, spre instituții, spre clădiri. Asta e. Cel mai probabil că va fi necesar să se intervină în această privință. Nu putem schimba țevele de centrale și să le lăsăm pe celelalte care sunt și mai proaste decât asta pe centrală. Deci, cei 26 de milioane de care spuneați dumneavoastră, considerați că au fost cheltuiți în zadar, totuși nu rămân din ceea ce, de lucrările care au fost efectuate, rămân încă valabile ceva din ceea ce a fost? Sigur că rămân valabile. Problema este că lucrările s-au fost cu deviere substanțială de la normative, de la proiect și cu neglijență totală din partea administrației în ceea ce ține de recomandările Apă Canal. Avem scrisori pe care putem să le punem la dispoziție. Apă Canal atenționează oamenii. Este necesar să intervenim pe rețele și doar după asta să facem lucrările despre care vorbiți dumneavoastră. Procedura de licitație durează foarte mult, știm, și asta ar însemna că în toamnă probabil să înceapă lucrările. Anul acesta nu se reușește multe, Aveți perfectă dreptate. Obiectivul nostru pentru anul curent este ca să schimbăm rețelele de canalizare a căduri și să așternă stratul de carsadul pentru a putea trece iarna, iar lucrările să fie reluate atunci când ne va permite timpul de afară. Aveți perfectă dreptate în ceea ce ține de nemijlocit procedura de licitație. O lună și jumătate cel mai probabil nu va lua acest proces. Asta în condițiile în care nu vom avea contestații. Și sper eu ca din toamnă, din septembrie, să putem procede la realizarea lucrării. Spuneți că în aceste condiții ar trebui să se sesizeze procuratura. Veți trimite dumneavoastră o sesizare? O să trimitem și noi sesizare. Eu am mai făcut apeluri în această privință, doar că acolo
s-a încercat să se intervină pe companii, eu cred că în primul rând trebuie administrația și fosta administrație trebuie să la răspundere. Vă referiți la administrația care a elaborat proiectul sau care a implementat? Administrația care a permis aceste devieri substanțiale de la toate cele necesare și a neglijat nemijlocit solicitările pe inter a regiilor care sunt. Dar de ce așa de greu? Noastră încă mai ați anunțat că va începe reparația, licitația. De ce așa de greu? Reiterez. Ca să înceapă licitația, trebuie să fie finalizate toate procedurile juridice. Asta înseamnă că trebuie să fie reziliat contractul cu această companie care a făcut lucrări cu depășire de costuri și cu deviere de proiect. Repet, la solicitarea administrației precedente. Acum, ei erau cei care erau de drept să facă lucrări în continuare, dar noi nu putem să ne permitem, pentru că nici legea nu permite acest lucru. Respectiv, urma să desfacem acest contract. Am ajuns la un numitor comun abia săptămâna trecută. Acea companie trebuie să întoarcă ceva bani primării? Nu, dacă poți mă ajunge. Aici trebuie să întoarcă ceva compania bani primăria. Nici compania și nici primăria nu are careva obligațiuni financiare. Dar credeți că vor fi participanți la licitații în condițiile în care, de exemplu, podul de la Mihai Viteazul, știu că a fost încă o licitație pentru că nu a fost niciun ofertant. Ați avut discuții cu agenții economici? Lucrările pe podul de la Mihai Viteazul, tocmai suntem spre evaluarea expertizei și aici tot este foarte important să ținem cont și cred că va trebui să facem o prezentare în scurt timp, nu doar pe Mihai Viteazul, că se lucrează și pe alte poduri. Este o situație catastrofală acolo, de ceea ce ne spun experții, dar așteptăm ca să facem aceste lucruri publice, inclusiv în CMC, nu avem ce ascunde, cu finalizarea concluziilor pe toate deci cele examinate. Eu cred că pe creangă vor fi, este mult mai ușor să faci lucrări pe o stradă decât să faci lucrări pe pod, mai mult mai ales că companii care ar putea să facă lucrări de reparație capitală a podurilor, noi avem foarte puține în Republica Moldova. Voiam să vă mai întreb, am văzut la primărie, este un proiect care prevede ca să se interzică oferirea de autorizații pentru stațiile PECO. Dacă puteți să ne dați mai multe detalii? Chișinău astăzi este practic singura probabil capitală care are un număr extrem de mare de stații de acolo. Pe de o parte, dacă vreți, părerea multor, asta a făcut ca ei să fie competitivi între ei și să arate cât de cât aceste stații de acolo. Dar nu este normal ca în zonele verzi, nu este normal ca în centrul Chișinăului, nu este normal ca pe străzile magistrale să existe aceste stații PECO. Mai mult decât atât, ele s-au transformat în stații nu pur și simplu PECO, dar și restaurante, baruri, cafenele, terase, deci locuri unde de fapt oamenii mai mult procură de mâncare și de băut decât își alimentează nemijlocit mașine. În fine, cred că la numărul de stații PECO pentru ziua de astăzi, noi suntem numărul 1, dacă raportat la numărul de locuitori și mărimea orașului și evident că ar trebui să facem regulă în această privință. Cam câte stații PECO sunt în capitală? Câte sunt? 30 doar pe teritoriul orașului. Pe Chișinău. Dați-vă într-o parte, vreau să fiu mai cu voi. Vineți mai într-o parte dacă luați altul. Și îmi pare că arază în municipiu, dacă nu greșesc, erau 230. 140 de ani pe teritoriul orașului. Dar ați abordat că s-au transformat mai mult în restaurante, doar proprietarii vă plătesc în costul de asta. Nu este iarăși un venit în bugetul primăriei. Și ce facem? Punem pe mijlocul străzii creangă o benzinărie? Na, plătesc impozite? Sau ce facem? Punem un chioșc aici? Vreți să nu mai acordați autorizații în general sau pe anumite, nu știu, tronsoane, anumite criterii? Bine, este un proiect a consilierilor municipali. Cred că domnul Chironda, dacă poate să ne spună mai mult pe domeniu. Ideea era că plasarea stațiilor de alimentare combustibil să fie
reglementată sau să fie permisă doar pe zonele unde există codul de reglementare C7, adică zonele cu profil industrial, pentru că asta este practica internațională, deci centrele de deservire automobilelor, centrele de vulcanizare, centrele de alimentare, ele toate se află în zone special amenajate sau create pentru deservirea automobilelor. Nu este normal și corect să avem o benzinărie pe una dintre străzile centrale. Dacă agenții economici vor să dezvolte cafenele, restaurante sau alt tip de activitate, nu este o problemă, însă nu pot fi anume stații de alimentare. Domnule Chiron, dar puteți să ne spuneți pe etapă mai exact tot ce se va face pe strada Ion Creangă? Cum va arăta într-un final? Toate etapele? Noi îți pregătim deja, având în vedere că am făcut lansat licitația, o să pregătim și niște vizualizări ca să arătăm cam ce am vrea să realizăm aici, dar, după cum a spus și domnul primar, noi referim la reabilitarea, deci în primul rând schimbarea rețelelor, schimbarea carosabilului sau restabilirea carosabilului, reparația trotuarelor, amenajarea tot ce înseamnă liniile verzi și așa mai. Am înțeles corect, perioada de iarnă va fi ocupate gropile, adică asta temporar doar se va face, pentru o perioadă, pentru a putea practica, da, asta se numește, mă rog, întreținerea sau reabilitarea existentă sau situației existente, dar asta nu înseamnă că strada va fi reparată integral până în iarnă. Chiar și acum avem, chiar aici vedem gropi. Iată plombarea care se întâmplă pentru prevenirea accidentelor, asta este lucrările care se fac în fiecare an pe toate străzile. Creangă nu prea s-a făcut în o perioadă. Da, ia uitați, vedeți, chiar acolo se vede groapa asta. Da, acolo se vede groapa. Păi asta e nouă apărută, probabil. Așa e. Da. Ce se face? Asta e el. Alte întrebări? Domnule, ce bani despre comerțul stradal prin licitație? Adică cine va putea participa la această licitație? Cum se va oferi? Ce să luăm un pas micuț în spate? Fieți un om. Am văzut mai multe dezbateri ieri în Consiliu. Baltușmeu, chiar și unele acuzații. Eu vreau să spun că nu există niciun fel de temei pentru aceste acuzații. Suntem în plin proces astăzi de examinare, dezbatere a subiectelor legate de comerțul stradal și, în primul rând, aici mă refer la teretele care sunt în municipiul Chișinău. Reiterez, în perioada curentă au fost peste 300 gherete, noi am plasat toate adresele evacuate din municipalitate, din străzile centrale, din parcuri. La întrebarea dacă reapar unele, este vorba despre sezonul estival și aici am făcut în felul următor. Am convocat pe toți cei care au gherete și am spus, vă clarificați voi între voi, mai multe nu, dar cu amplasamentul până în luna cel târziu octombrie, o să mergem pe această formulă. Așteptăm în luna iulie să fie aprobat conceptul, după care regulamentul de licitare a locurilor de amplasare a gheretelor. Acest lucru trebuie să fie determinat de un termen de 3 sau discutăm acum 5 ani de zile, cât își poate recupera investiția persoană, să știe că nimeni alături de el nu își va instala o gheretă sau alta. Sunt clasificate cum ar putea să fie aceste unități de comerț și ce exact ar putea să se vândă acolo. Tot acum lucrăm și la aspectul vizual, cum am vrea ca să arate aceste lucruri. Suntem în proces de dezbateri. Repet, așteptăm ca până în luna octombrie să putem iniția procedura de licitație deja pentru anul 2021 și stabil pentru multianual. Așa ca să nu existe la nimeni niciun dubiu că cineva a dat un ban ca să-și instaleze o gheretă cuiva, nu contează, preturii, la primărie sau în altă parte. Obiectivul nostru este să fie la maximum totul transparent și cât se poate de eficient, inclusiv din punct de vedere a perceperii taxelor pentru aceste, pentru aceste inovități. La licitație va putea participa orice agent economic? Absolut. Ieri la Consiliul Municipal s-a discutat despre acordarea funcționarilor publici din cadrul primăriei a unui bonus salarial. Noastră, care este poziția noastră referitor la această inițiativă? Eu m-am expus și ieri. Eu sunt sigur că dumneavoastră mi-am împărtășiți opinia în această privință. Dar absolut sigur, la fel ca și
98% din locuitorii municipiului Chișinău. În situația în care zeci de mii de oameni au fost impuși să stea acasă în perioada pandemiei, foarte mulți au rămas fără lucru, fără de venituri, fără de surse elementare pentru a putea plăti facturile, alimentația și tot ce este necesar pentru viață. Să dăm astăzi câte un salariu funcționarilor publici, care și ei, la rândul lor, foarte mulți au stat acasă în această perioadă, iar salariul noi nu i-am trimis în șomaj tehnic. Noi am avut grijă să plătească salariul deplin fiecărui angajat care este acasă sau care lucrează de la distanță. Eu cred că, cu toată stima și respectul față de funcționarii publici, părerea mea este că nu avem dreptul moral absolut să facem acest lucru. Mai ales că este vorba despre o cifră de 7 milioane de lei, bani care ar putea să fie redirecționați în necesitățile municipale, lucruri care ar rămâne pentru municipalitate sau pentru a susține pe cei care cel mai mult au nevoie de facto în această perioadă. Persoanele cu nevoi speciale, familiile dezavantajate din punct de vedere social, persoanele în etate. Deci, cred că acest gest, pe de o parte, a fost un pic pripit și poate, cred eu, nu necesar la ziua de astăzi. În alte condiții, poate că da. Dar așa, când avem o discriminare față de restul, cred că nu. Trebuie să fim solidari și trebuie să înțelegem că aceasta poate fi făcut doar atunci când stăm mai bine pe picioare. Noi despre asta auzim de mult timp. Repet, prioritatea pentru municipalitate și vreau să vă spun că astăzi practic se finalizează toate procedurile cu privire la o nouă licitație de achiziționare a 100 de autobuze noi. Repet, prioritatea pentru noi este transportul public. Transportul public de calitate, autobuze, troleibuze. În ceea ce ține de microbuze, am zis, oameni buni, dacă vreți să discutăm despre ceva, arătați-ne perspectiva cum vreți să modernizați transportul. Pentru că la ceea ce avem astăzi, reiterez, părerea mea este că maxi taxi, microbuzele arată oribil din toate punctele de vedere. Cel al securității, cel al confortului pentru pasager și multe, multe altele. Deci, am putea să ne așezăm să discutăm opțiuni, scenarii, doar în condițiile în care am putea să vedem o viziune foarte clară cum aceste lucruri se modernizează. Și, da, așteptăm troleibuze, autobuze la Chișinău. Sper să participe oamenii la licitație, tot licitația cel mai probabil, dacă astăzi se agrează de toți membrii grupului de lucru, va fi lansată săptămâna viitoare și poate pentru prima dată în istoria Republicii Moldova o vom plasa și în rețelele europene, dacă acest lucru va fi posibil din punct de vedere tehnic. Ne dorim maximă transparență și participarea celor care cu adevărat pot să ne furnizeze un produs calitativ, iar mai apoi și un serviciu calitativ pentru locuitorii municipiului. Da. Puteți să-mi spuneți ce proiecte sunt implementate în scurtiile capitale în digitalitate? În scurtiile capitale avem foarte, foarte multe proiecte. Astăzi, grădinițe de copii la Băcioi și Drum. Dobrogea, ați văzut, am deschis, am tras iluminatul care, na, 8 ani de zile n-a fost lumină, copiii își făceau cu lumânările temele de acasă, tot în sângera se lucrează la gazificare, tot în sângera la canalizare, tot în sângera la grădinița de copii, trebuie să trecem la următoarea etapă. La Coloniță sunt grădinițele de copii, practic, finalizate lucrările, urmează în cel mai timp scurt să mergem încolo.
Cricova, Stăuceni, porțiuni foarte mari de drum, inclusiv pentru a servi atunci când vom ajunge cu aceste autobuze în suburbiile din capitală, ghidighici iluminat și tot așa mai departe. Deci sunt foarte multe proiecte. Dacă vreți, poate chiar să vorbim cu primarii de suburbii săptămâna viitoare, să facem o prezentare așa cum am făcut-o cu Pretorii în online, să vedeți la ce etapă fiecare proiect se află finanțat de municipalitate în suburbiile din municipiul Chișinău. Da. Vreți să mergem un pic să ne plimbăm? Da? Так, 5 лет де фикаре. Ce vrea,
în realitate? Please.
să fac asta, pentru că... Dar eu să-și fac asta. Mă văd că ține discuția și a că nu, asociația și că asta e fost un să facem și acum să vedem cum e întreabă. Eu sunt cei de-a dat.